Bine ați venit! În urmă cu 6 ani, mai exact în 2017, deschideam prima expoziție semnată Gheorghe Lungu, o expoziție intitulată Cei care au ales noaptea, în care ne-am bucurat să vedem personaje și obsesii ale artistului. Mai târziu, în 2019, domnul Lungu ne prezintă Îngerul său păzitor. Îngerelul. Da. Iar astăzi, deschidem expoziția Paradox, o expoziție plină de culoare, de personaje, de mister și texturi. O expoziție care invită privitorul să pătrundă în atmosfera lucrărilor. O expoziție despre care vom afla mai multe de la colega mea, Maria Vinașescu. De la Lungu, mai mult ca sigur, care mă va întrerupe pe aici colo. Bună seara, suntem la cea de-a treia expoziție Gheorghe Lungu, la Galeria Dana, și cea de-a doua pe care o are Gheorghe Lungu în acest an, un an prolific, a făcut o oprire la București și a venit cu o expoziție total diferită de ceea ce s-a putut vedea în vreo două luni pe Simeză, o expoziție intitulată Paradox. Cred că primul paradox pe care îl observați când parcurgeți lucrările este faptul că lucrarea care face afișul, care face acest pliant, nu este în expoziție.
Întrebarea mare de ce nu este? Pentru că am vrut să stârnim interesul și să aducem publicul aproape printr-un cod vizual, marca lui Lungu, acel înger despre care voi vorbi un pic mai încolo, pentru a atrage alături de noi și a descoperi simbolistica și tot ceea ce se petrece în această expoziție. Cine îl cunoaște pe Gheorghe Lungu știe că el este o persoană pentru care contrariile cumva ajung în mijlocul lui și încep să se discearnă în diferitele făpturi pe care le proiectează pe pânză. Cred că paradoxul că el și-a denumit singură expoziția. Da. Dacă am întrebat pe tine, dacă e bine. M-ai întrebat, așa este. Cred că paradoxul pornește categoric din timpurile pe care le trăim. Cine știe din nou pe Gheorghe Lungu știe foarte bine interesul lui pentru unde ne aflăm astăzi ca umanitate, care este direcția noastră, cum ne mai poate ajuta medicina, știința, cum ne mai ajută filozofia și, în fapt, ce ne definește pe noi, care dintre toate ipostazele dintr-o zi este, de fapt, cea autentică. Și tocmai în căutarea acestui tip de autenticitate am scormonit în atelierul lui, că așa se poate numi ceea ce am făcut, am căutat prin cele peste 200 de lucrări pe care le are înșirate, pentru a contura o poveste acestui an. Și ne-am gândit că într-un an pe care l-am resimțit, că îl resimțim cu toții, din 2020 încoace, tot resimțim toate tensiunile de jur împrejur, fie ele politice, fie că sociale, fie că e o iminență a unui conflict, am ales culoare. Pentru că prin culoare cred că poți proiecta cel mai bine un sentiment și poți ieși din acel con al unui estetic, care nu este neapărat al urâtului, ci este un estetic al zilelor noastre. Un estetic în care întotdeauna găsim în polarități frumusețea cu urâțenia, tinerețea cu bătrânețea, istețimea cu varianta ei un pic mai slabă și tot ceea ce definește structura și sistemul nostru de valori. Fie că vorbim de un tip de religiozitate sau un tip de sacru, alături de ceea ce definește sistemul nostru politic, raportările. Cred că le-ați intuit foarte bine unde trimite și înspre ce își extrage sau de unde își extrage Gheorghe Lungu anumite prototipuri pe care le veți vedea puse prin ironie în diferite dialoguri. Pentru a ajunge să practici ironia, cred că trebuie să fii mai întâi autoironic. Și cine știe din nou pe Gheorghe Lungu știe că autoironia este poate marca lui principală. Niciodată nu știi când în discursul lui ceea ce spune îl reflectă pe el sau este un contrariu al lui ca persoană așa cum o știi. Și tocmai din aceste suprapuneri ale unor personaje politice, ale unor embleme ale consumerismului, ale unor făpturi care se încolonează din toți cei care pătrund din noaptea pe care am avut-o, cred că acum 6 ani, ziceți, Miranda. Prima noapte. Din noaptea pe care am avut-o acum 6 ani până în prezent, acele personaje încolonate par cumva că s-au mai descătușat. Cred că cei care îi urmăresc creația și la un moment dat vom avea și un catalog cu amabilitatea domnului Pascal, un catalog dedicat expoziției care va mai include câteva lucrări care n-au mai avut loc pe Simeză, își vor da seama de acest traseu prin noapte înspre lumină. Eu nu cred că Gheorghe Lungu caută neapărat acea lumină pe care o vedem noi sau o căutăm noi înăuntru nostru, cea care îți reflectă sau pogoară asupra ta și ai un moment de epifanie. Gheorghe Lungu caută acea lumină prin care omul reușește cel puțin să-și stabilească propriile sale coordonate și cred că expoziția Paradox trebuie văzută ca un îndemn. Pe lângă acel prototip al Îngerului, de care vorbea și Smaranda, pe lângă toate personajele care, la un moment dat, dacă te uiți cu atenție din surâsul diavolesc, încep să-ți pară proiecții ale celor pe care poate vedem de jur împrejur, cel puțin în mass media, prin toate aceste trasee, Gheorghe Lungu te invită cumva, prin pașii lui, prin pașii prin culoare, prin forme, mai ales că avem câteva lucrări în care experimentează cu tridimensionalul, te invită prin aceste cotloane, de fapt, să-ți regăsești propria ta corespondență în realitate. Și cred că ceea ce face, deși la un nivel, poate dacă l-am orientat în istoria artei, am putea vorbi de un suprarealism dus înspre pop, e foarte real. Tot ceea ce vedeți asamblat este o realitate care, trecută prin toate măștile identitare lui Gheorghe Lungu, vorbește despre fiecare dintre noi. Eu m-am văzut, m-am găsit. După cum observ, nu te-am întrerupt. Nu m-ai întrerupt, dar în momentul. Aveam întotdeauna emoții cu Gheorghe Lungu când este o expoziție, pentru că experiența noastră deja de câteva expoziții bune mă face să-l simt în ceapă, cumva. Are ceva de zis, așa că ai cuvântul, Gheorghe. Te rog. Păi, puteau să văd un personaj, inginerul, nu-l văd. Unde inginerul? Aici. Vine încoace. Este foarte important pentru mine,
vă spun de ce este individul, acest individ care apare acum la... Este cel care mi-a ales toate lucrările și care a luat premii. El vine la atelier, alege lucrarea, premiu. Acum vreo câteva luni am venit cu niște cartonașe de șasiu. Poftim. Am stat ele jumătate de an acolo și după aia am dat de ele și au ieșit ce au ieșit. Deci domnul Vlad, care spunea că trăiești în umbra mea, acum este lângă mine. Da. Și o ai și pe Nicol lângă tine, că nu m-ai invitat. Întâi am vorbit, la 75 de ani îți invit spata, că nu mai știi când o mai poți invita. Și mai ales că este un model în lucrările tale de umanitate și de lumină. De toate. Asta e o teorie. Ei, atunci nu a divulgat-o pe cealaltă. Nu-i mai spun secretele. Oricum i-am îmbrăcat, o zis că sunt tot timpul îmbrăcat. Să iau exemplu de la Șușară, dar este imposibil. Întreabă și Dalina. Ok, spune-mi ceva despre expoziții. Nu pot să spun, asta e în dreptul ăsta. Da. Și plictisim oameni. Ok. Noi vă felicităm încă o dată pentru activitatea artistică foarte prolifică și vă mulțumim că sunteți fidel Galeriei Dana și vă așteptăm și peste 2-3 ani un alt proiect. Și noi am mulțumit cu Mihaieț că el ține sus ștacheta. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezență și vă invităm să vedeți expoziția și să serviți un par de și să dialoghezi neapărat cu Gheorghe Lungu. Da, cu artistul.